Bună ziua! Astăzi am cumpărat 50 de litri de lapte, 52 cam așa, și o să vă prezint tot așa o rețetă de brânză, să vedem câți litri de lapte ies din acest lapte gras de ferm. Am aici brânza care am făcut acum 2 zile. Am pus-o la, după ce s-a scurs, am pus-o în zer cu sare, să vedem cum a ieșit. S-o tăiem întâi, s-a întărit. Uitați-o, este foarte grasă. Ia uitați-o ce găurile are. Dacă se vede, aceasta este o brânză aerată. Nu ca făcută acasă. Nu ca altele care sunt. Ia uitați-o. Uitați-o ce găurile are. Se vede? Mă tai așa. După aia o să o pun tot așa la... Gata. O să o bag la bidon cu sare, pentru că am anunțat. De asta cumpăr acum lapte, pentru că din decembrie au anunțat că închid ferma. Cine știe ce ne pregătesc acești șefi. Să o dau puțin mai aproape să vedeți. Dacă se vede, uitați ce găurele are. Făcută de un lapte de fermă foarte gras. Zero este unde am ținut-o. Și aici o să încălzesc laptele la temperatura care este, să încep altă brânză de făcut. Am revenit. Am mai șters puțin de unde am scos-o din zer. Am tăiat puțin să văd cum a ieșit. Textura e bună. Găurele. O bunătate. Mai trebuie puțină sare, dar în rest este bună și sănătoasă. Acum încălzesc laptele pentru că el este rece pe la 14 grade când îl cumpăr. Și o să-l aduc, încălzesc la normal, trebuie între 31, 32 și 36, 37, 38 de grade, până în 40 de grade. O să-l încălzesc și după aceea o să-i pun cheagul. Am încălzit laptele la temperatura care trebuie. Uitați și asta dacă se vede. Are 36,6 grade. Este bun. Acum am pregătit cheagul. O să pun cheagul. Doamne ajută să facă brânza bună. Și toată lumea să facă. Amestecăm puțin. Aproximativ 54 de litri de lapte cred că am aici, că doamna mai pune câte un litru în plus, cred. Acum o să aștept cam o oră și revenim.
Am uitat să vă zic că trebuie să pun și acest tifon pentru că nu are capac și pun tifonul deasupra. O să-l țin așa cu niște, o să-l prind eu cu niște treplice. A trecut aproximativ o oră. Acum o să încep să o tai. Se vede că s-a întărit. Am cumpărat și ligheanul ăsta din plastic. Bine, nu-i ligheanul. Ceva așa tot alimentar este. Și că e din plastic dur, e foarte tare. Și de calitate. După ce o tai pe toată, am terminat de tăiat brânza, acum o să mai las puțin și după aceea o să-i pun tifonul și o să încep să, când se ridică puțin zero, să-i scoți zero. Nu, dacă sunteți interesați, puteți să vă abonați la canalul meu de YouTube gratuit. Pentru că videoclipul următor o să fac din zer cum se extrage urda sau jintița, cum îi spune, din zer. După ce o să o scot, am cumpărat și acest oval, cred că îi spune, cu găurele. Este prima oară când o să fac, după ce o pun la scurs în tifon și mai rămâne puțin zer de scurs, o să o transfer aici, pun un tifon, o pun pe toată brânza aici și un capac deasupra sau o farfurie și o greutare, să vedem cum iese. Vom puțin pe pauză și revenim. Am revenit. Vedeți cum începe să separe zerul de brânză. Dacă sunteți interesați și urmăriți canalul meu de YouTube, acolo mai am videoclipuri cu sistem fotovoltaic de 24 de volți. Pentru începători este foarte interesant, poate să facă oricine pe criza asta cu curentul, cu energia. Și am mai multe acolo, dacă sunteți interesat, puteți să urmăriți sau să vă abonați. Acum a început să se ridice zero, eu nu o las, eu apăs cu acest castronel și așa voi face până la sfârșit. Zerul este foarte, din zerul acesta foarte gras, o să fac din el, o să-l fierb o nouă filmare și o să fac, să vedeți cum se extrage brânza dulce, urda sau jintița, cum îi spune, că nu știu, depinde de zone, cum îi spune. Deci așa o să-i fac până la sfârșit. Am revenit, am improvizat puțin pentru că am cumpărat ligheanul ăsta din plastic mai mare și tifonul are un metru, sunt bucăți de un metru pe metru și este mic și m-am chinuit și acum am găsit metoda asta, dar am pus 4 farfurii ca să nu mai înfugă tifonul. Și așa o să fac până la sfârșit, că n-am cum. Până găsesc să cos două tifoane, mai unul cu altul, sau să găsesc o bucată mai mare. Am revenit. Asta e plângă. M-am chinuit că dacă am cumpărat ăsta și am avut tifonul mai mic, dar nu contează. Dacă îți doresc să faci ceva, până la urmă îți reușești. Acum o amestec puțin.
și o pun. Cu castronul aici. Depinde cât de mare trebuie să faci bucata. Eu oricum după aceea le pun în ovalul acela. Am pus-o aici. Mă strâng puțin. O leg și o atât sus acolo unde am eu improvizat. Am și cu ligul acesta. Am revenit, am pus-o la scurs. După ce o las să scurgă din zier așa puțin mai mult, după aia o să pun acest oval cu găurele în ceva, pun un tifon în el, răstorn brânza în el, îi pun un capac și greutăți. Îi pun și o las să scurgă așa mai bine, dar întâi să se scurgă aici mai bine. Acum acesta am zer și în oală și aici mai am și mâine am să fac un videoclip cum să tragi urda, jintița din zer. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru că o să mai pun videoclipuri și sunt interesat. Mulțumesc! Am revenit ca să vă arăt și cum fac partea a doua. Am pus asta aici, sita, pun tifonul aici, după aceea o să răstorn brânza aici și pun un capac și greutate. Am pus-o aici. Deja a început să-i curgă din zir. O mai așez puțin. Sus. Să încep să-i pun un capac. Am aranjat, am găsit capacul acesta. Uitați că aici se seamă dacă o apăs. Și mă duc să aduc și două greutăți să pun pe ea și mâine vedem ce a ieșit. Mulțumesc!